Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Alba cu bune și rele. Astăzi, alături de mine, am trei doamne. Participarea este și internațională, pentru că alături de noi se află doamna Nanette Nab din Olanda și alături de dânsa se află doamna Petronela Talpaș, reprezentantă a Universității din Alba Iulia, dar și doamna Gabriela Raveica de la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Vreau să vă spun bună seara, bine ați venit în Alba Iulia, în România și iată acum la Alba TV pentru a discuta despre un proiect inedit, i-aș spune eu, în România și anume proiectul cu titlul Teoro, terapie ocupațională și ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitarea și tehnologie asistivă, specializări universitare europene, nou introduse în România pentru o societate bazată pe cunoaștere și egalitate de șanse. Un titlu cam lung, dar uite, doamna Raveica, v-aș ruga să ne explicați și nouă, de fapt, când a început acest proiect, dumneavoastră știu că sunteți beneficiarul acestui proiect, ați intrat în parteneriat și cu alte universități din România, iată, aveți un partener transnațional și ați venit în această săptămână la Alba Iulia pentru a forma cadrele didactice în ceea ce înseamnă terapie ocupațională. Ar mai trebui poate completat că este de fapt un proiect POSDRU, un proiect finanțat din fonduri europene cu un buget foarte generos. Deci are un buget aproape de 3 milioane și jumătate de euro, care se derulează pe o perioadă de 3 ani, a început în 2010. Și este un proiect în care bine ați precizat, sunt parteneri de fapt din patru regiuni ale României, Nord-Est, Sud-Muntenia, Centrală, Alba Iulia și București. Alături de noi, partenerul transnațional este de fapt o rețea europeană de învățământ superior pe terapie ocupațională, pe care noi am contactat-o cu foarte mulți ani în urmă. Deja sunt 12 ani de când colaborăm cu această rețea. Este de fapt un consorțiu de peste 300 de universități europene, universități care și-au propus ca scop să sprijine implementarea învățământului superior de terapie ocupațională în Europa, alinierea lui la standarde care să fie echilibrate, care să fie compatibile între țările care au astfel de programe. Noi am apelat la această rețea europeană, v-am spus, încă din 1998, când întâmplător, făcând o vizită la Universitatea din Teesside, din Anglia, am vizitat centre de reabilitare, centre de zi sau centre permanente și am făcut chiar și vizită la domiciliu și am constatat că există o altă abordare a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor cu deficiențe fizice, neurologice sau psihice, în sensul că acestea nu trăiesc izolate, excluse de societate, ele sunt în permanență prezente, alături de familie, alături de prieteni, sunt prezente în comunitate și lucrul ăsta era de fapt posibil datorită intervențiilor de terapie ocupațională. Acum ați făcut o scurtă definiție a terapiei ocupaționale, nu e propriu-zis o definiție, pentru că eu sper că Nanette o să ne ajute să o completăm cu experiența pe care deja o are de ceva ani în munca ei. Dar ideea este că asta am observat noi. Noi vorbim foarte mult despre calitatea vieții în România, în timp ce în Europa și în lume lucrul ăsta chiar se întâmplă. Terapia ocupațională este o profesie care există încă din antichitate, de fapt. La noi încă se pune foarte mult accent pe
a folosi munca în scop terapeutic, în timp ce deja în Europa și în lume lucrurile au evoluat, conceptul este mult mai larg și vizează foarte mult persoana cu mediul ei de viață și cu activitățile pe care le are în cadrul acestui mediu de viață. Noi ne-am dorit așa ceva în România. A fost un drum foarte lung, așa că în 2002 a fost început un proiect internațional pe care rețeaua asta europeană ENOTE, European Network of Higher Education, of Occupational Therapy in Higher Education, a aplicat pentru a sprijini țările din Europa de Est. Așa că în perioada 2002-2005 am mai beneficiat odată de sprijinul rețelei europene și atunci au fost alături de noi prinse și cadre didactice și specialiști din Bulgaria și Ungaria, pentru că nici în aceste țări terapia ocupațională nu este încă dezvoltată. Atunci au fost pregătiți primii 16 terapeuți ocupaționali și cadre didactice din România, printre care ne-am numărat și noi, cei de la Bacău. Universitățile partenere au fost altele, a fost Oradea, a fost Universitatea de Vest din Timișoara. Eu am dorit să continui ce am învățat în acest proiect și să asigur cumva sustenabilitatea proiectului aplicat de rețeaua europeană, pentru că dorința lor nu a fost numai să pregătească niște oameni, ci acei oameni să dezvolte mai departe învățământul de terapie ocupațională și să dezvolte profesia de terapeut ocupațional în România, adică exact ce am vrut noi. În acest proiect, câte persoane vor fi formate? Câți vor deveni, să spunem, un aș în terapie ocupațională? Păi, dacă ar fi să o luăm strict pe număr de studenți, prin acest proiect, de fapt, noi ne propunem să asigurăm burse de sprijin pentru 335 de studenți, dintre care 200, în jur de 215 vor fi specialiști de terapie ocupațională și restul vor fi acei ingineri pe care i-ați menționat în titlu, pentru că terapia ocupațională presupune la un moment dat și adaptări ale mediului înconjurător, adaptări de echipamente, de mobilier, tehnologie, tehnologie, da, inclusiv tehnologie asistivă pentru persoanele cu dizabilități. Și atunci am vrut să pregătim specialiști care să lucreze pe viitor în echipă cu terapeuții ocupaționali, pentru că în afara țării noastre există o adevărată industrie pentru astfel de echipamente care sunt extrem de utile să faciliteze independența persoanelor cu probleme. Practic, nemai existând termenul de asistat social, deci persoana respectivă începe să se descurce cu ajutorul unor echipamente sau prin intervenția de terapie ocupațională ajung să se descurce singure, deci nu mai au nevoie de tot timpul de o persoană care să stea, să le hrănească, să le îmbrace, să ghideze le spere, oarecum în tot ceea ce fac. Și așa fac. Mai departe. Da. După cum spuneați, asta pe de o parte, da. Vroiam să aflu așa mai multe detalii despre acest istoric al terapiei ocupaționale. Spuneați, Nanet Nab, venind dintr-o comunitate cu experiență mult mai vastă în acest domeniu, v-aș ruga să-i traduceți și să ne spuneți dumneavoastră ce înseamnă acest lucru în Olanda, de fapt, sau dacă aveți experiență și în restul Europei, ce înseamnă terapie ocupațională, cam de când se practică această meserie în Olanda și cum poate fi ea practicată în modul cel mai bun și util pentru oamenii care au nevoie de această terapie. And you are invited to explain a little bit what is happening in Holland, in Netherlands, how old is occupational therapy there and what can do an occupational therapist in Netherlands and in general. Okay,
Thank you. Well, occupational therapy is already a profession that is already for a long time in Holland. I think it started around 1900 something, and it was developed mainly in psychiatric hospitals. Da, deci, terapia ocupațională există, e o profesie deja cu tradiție în Olanda, a început în, să se dezvolte încă din 1900 și începuturile au fost în special în spitale de psihiatrie. Yes, and it was to find nice activities for the patients in the psychiatric hospital to do, that they had something to do during the day. Și a început ca o dorință și ca o intervenție sub forma unor lucruri frumoase făcute în cadrul spitalelor, în echipă formată din medici și pacienții. And from there the occupational therapy developed because we found out that it was very important for people that they could do activities and that by doing activities they were practicing their skills and developing skills like children by playing they develop fine motor and gross motor skills. Ulterior, acest lucru s-a dezvoltat și spre altă direcție, în sensul că s-a ajuns la concluzia că, de fapt, implicând persoana în activitățile ei zilnice, facilitându-i acest lucru, se recuperează foarte mult sau se mențin foarte mult funcțiile, ca de exemplu coordonarea motorie, fină, grosieră și în special pentru copii s-a constatat că jocul are o foarte mare importanță în menținerea multora din funcțiile acestora. Yes, and at that time we used activity as a means of therapy to develop skills and now we are at the point that we think it is very hard for people to transfer to daily life. So they could practice something on the table, but then it was hard to transfer to daily life. And that's the reason now occupational therapy tries to believes that people are happier when they can participate in all daily occupations. And when they are not able to do that for some reason, the occupational therapist looks for possibilities how we can involve the person in the daily activity. Yeah. Deci, evoluția a fost de la a practica exerciții cu clientul într-un cadru organizat, deci într-un cabinet, care să dezvolte astfel de abilități, după care, de fapt, s-a ajuns la conceptul de a transfera aceste câștiguri din sala de recuperare în viața de zi cu zi, adică de a permite persoanei, în acord cu vârsta pe care o are și cu contextul în care trăiește și cu abilitățile pe care le are, potențialul funcțional pe care îl are, să își deruleze viața într-un mod cât mai independent și în felul acesta de fapt, atât copiii cât și adulții câștigă foarte mult în sensul independenței, iar terapeutul ocupațional, atunci când constată că există probleme în participarea independentă a acestor persoane în viața lor, caută soluții, caută cu foarte multă atenție, observă și încearcă să rezolve, de fapt, această problemă de independență a persoanelor. And we believe that the patient is very important to tell us
what they want, what where they want to be occupied by, and what they want to do in daily life. And also the family is very important, because together we look for possibilities or solutions for the problem they find in their daily life. Da, și este de asemenea foarte important pentru un terapeut ocupațional să afle răspunsuri din partea clienților lui, din partea persoanelor asupra cărora intervine, răspunsuri în legătură cu dorințele pe care le au, cu motivația pe care o au pentru anumite activități, pentru anumite ocupații care, dacă o veți întreba pe Nanet, înseamnă cu mult mai mult decât profesiile pe care noi le înțelegem în cadrul acestui concept. Și împreună cu familia, care niciodată nu este ignorată sau chiar nu este niciodată neglijată în această intervenție, pentru că persoana respectivă trăiește într-un context familial, social, într-o comunitate, dar în primul rând familia este cea care poate și ea să contribuie la aflarea unor răspunsuri în legătură cu preferințele, motivațiile persoanei asupra care ea se intervine. Și în felul acesta, de fapt, se asigură premisele unei reușite a intervenției, pentru că a ține un om ocupat împotriva voinței lui nu înseamnă până la urmă a-i face o intervenție terapeutică. Deci nu mai apare sentimentul acela de mulțumire că ai reușit să faci ceva singur. Asta se caută în terapie ocupațională. Îmi spuneați la un moment dat chiar că acești terapeuți au propriile lor cabinete deschise în Europa. Există un pas în acest sens în România? Sunt doritori, să spunem, dintre studenții care s-au înscris deja să urmeze aceste cursuri de terapie ocupațională? V-au spus sunt doritori? Da. Eu acum pot să vă răspund din punctul de vedere al studenților de la Bacău. Noi avem la admitere un interviu aptitudinal-motivațional. Printre întrebările pe care le punem este și această întrebare. Ce ai de gând să faci cu studiile astea? Ce vrei să, cum vrei să le valorifici? Dacă în primii 2 ani, pentru că în Bacău există, noi am început învățământul din 2009, a fost o altă poveste foarte lungă, dar deja suntem la a treia generație de studenți în terapie ocupațională și dacă în primii 2 ani răspunsurile erau destul de evazive și formale, deja în al treilea an, când studenții au mai găsit informații pe internet, au venit cu răspunsuri de genul: eu aș vrea să-mi deschid un cabinet de terapie ocupațională, unde credeți? La Valea Seacă. Valea Seacă este o comună lângă Bacău, deci nu în oraș, vă iau chiar la țară să deschidă un astfel de cabinet. Și într-adevăr, în Europa există și praxisuri pe terapie ocupațională alături de centre, spitale, locuri în care există mulți terapeuți ocupaționali comparativ. Deci primii pași, să spunem, s-au făcut. Dacă până acum am încercat așa să spunem în general ce înseamnă terapie ocupațională, mi-ați putea da o definiție pentru a înțelege și cei care ne privesc mai mult ce se întâmplă în momentul în care vrei să faci această meserie, ce calități trebuie să ai, cu cine vei lucra și ce efort sau cât timp va trebui tu să aloci acestei meserii? Dacă vrei să devii terapeut ocupațional, trebuie să aloci foarte mult timp la început, pentru că trebuie să practici foarte mult observația. Trebuie să fii atent la amănunte care țin de fiecare pas dintr-o activitate până ajunge, de fapt, la finalul ei. Pașii ăștia mici sunt foarte importanți pentru o persoană care
În ansamblu, atunci când o vezi, și mulți fac lucrul ăsta, apreciază, nu face nimic. Nu poate să meargă, nu poate să stea, nu se îmbracă, nu, stă ca o legumă. Ei, nu, deci în terapie ocupațională noi învățăm studenții să observe și cel mai mic lucru pe care un om poate să-l facă singur. Asta se cere în primul rând. V-aș ruga să vă țineți ideea. Revenim după o scurtă pauză de publicitate și o să aflăm ce înseamnă de fapt terapie ocupațională și ce s-a întâmplat la Alba Iulia în săptămâna în care formatorii au primit și modele de bună practică în această meserie. Revenim! Am revenit în studio la Alba cu Bune și Rele. Vă spuneam, alături de mine se află doamna Gabriela Araveica de la Universitatea Vasile Alexandriei din Bacău, doamna Petronela Talpaș de la Universitatea Alba Iuliană și o invitată din Olanda, Nanet Nab. Vorbeam despre terapie ocupațională. Sper că nu v-ați uitat ideea. Vă întrebam ce înseamnă de fapt să fii un terapeut în această meserie, ce înseamnă să, cât timp trebuie să aloci pentru a deveni un terapeut și pentru a practica, de fapt, această meserie. Deci, programul de licență propriu-zis se derulează pe o perioadă de 3 ani. Atât sunt necesari pentru a obține diploma de licență, dar... Înseamnă mult mai mult de atât. Da. Lucrurile, sigur, nu se vor opri aici, pentru că sunt multe, multe câștiguri de realizat din practică, având în vedere că intervenția de terapie ocupațională nu se face după tipare. Asta încercăm și noi să le spunem la studenții noștri care tot timpul se așteaptă și, în general, oamenii din jur se așteaptă la rețete, la protocoale în care să se spună clar, pentru diagnosticul X trebuie să fac nu știu ce fel de intervenție. Nu. Deci, așa cum vă spuneam, în terapia ocupațională trebuie să iei în considerare individul și fiecare individ are contextul lui de viață, are prietenii lui, are familia lui, nicio familie nu seamănă cu cealaltă, regulile pot să difere într-o familie, obiceiurile diferă într-o familie și nu mai spunem de cultură. Deci contextul cultural, contextul religios, contextul social, adică toți factorii care practic contribuie la dezvoltarea unei persoane trebuie luați în calcul atunci când faci o intervenție de terapie ocupațională. Prin urmare, îți trebuie an bun de practică pentru a deveni un terapeut ocupațional cu experiență. Dar fiecare profesie are începuturile ei. Asta nu înseamnă că trebuie să avem încredere încă de la bun început în cei care vor termina primii studiile de terapie ocupațională, mai ales că noi încercăm să aducem bunele practici în România în cadrul acestor cursuri de formare, care reprezintă a doua direcție pe proiect, cursuri de formare care se realizează cu ajutorul unor profesori ca Nanet, cu ajutorul unor profesori care au foarte multă experiență practică, în primul rând, și atunci încercăm să câștigăm ceva timp măcar pe partea asta. Aici, la Alba Iulia, am avut o experiență săptămâna aceasta. Doamna Petronela, ne puteți spune, de fapt, ce s-a întâmplat acum la Alba Iulia? Modulul practic a avut loc aici. Câți experți olandezi am avut și care au fost colegii care au participat alături de dumneavoastră la acest modul? Deci modulul care s-a derulat în Alba Iulia este cel de-al patrulea modul în cadrul activităților de pregătire a cadrelor didactice. Dacă primele trei module au fost, să spunem, puțin mai teoretice, în acest de-al patrulea modul s-a învățat efectiv cum se face terapie ocupațională în pediatrie. Motiv pentru care ar fi oportun să mulțumim celor de la Centrul de Reabilitare Maria Beatriz, care ne-au permis să lucrăm două zile
părinților copiilor care sunt în programul de la acest centru și nu în ultimul rând celor doi specialiști în terapie ocupațională, cei doi profesori din Olanda, care ne-au arătat mai mult decât practic cum se prinde un copil cu dizabilități, cum se ține în brațe, cum se observă, cât de important este ca în planul de intervenție să ai totodată în vedere și familia. Intervenția centrată pe familie, familia, membrii familiei devenind resurse. Indiferent că vorbim despre frații mai mari sau despre părinți sau despre familia alergită, bunici, unchi, mătuși, este extrem de important să-i creăm copilului, pentru că noi despre copil am vorbit săptămâna asta, o rețea socială, o rețea de suport care să-l sprijine în toate activitățile în care copilul poate fi implicat. Cred că terapia ocupațională cu copiii este până la urmă cea mai spectaculoasă. Pentru copiii învață în joacă, jucându-se și percep totul ca o joacă. Dacă adulții sunt reticenți și au momente în care spun este imposibil mie ca adult să-mi cer să mă joc cu boabe de fasole. Copiilor le face plăcere. Copiii se implică cu plăcere, copiii cu dizabilități în România, în special, sunt dornici să cunoască fețe noi, să cunoască oameni noi, să aibă oameni în jurul lor, să vadă lucruri noi. Copiii sunt receptivi, copiii sunt ca un burete, sunt avizi de informație și de nou. Poate specific societății în care trăim în România este de a încerca să ținem acest copii cu dizabilități puțin izolați. Poate familia se victimizează și sau nu are resurse sau nu are cunoștință să îi implice pe acești copii în cât de multe activități este posibil. Într-adevăr, este greu să înțelegi ca persoană, să spunem normală, ca dezvoltare din punct de vedere fizic sau psihic, ce înseamnă pentru un copil sau cât de mare este câștigul ca un copil cu dizabilități să-și încheie singură un nasture. Ne chinim și cei care avem copii știm cât de greu învățăm un copil să-și lege și returile. Gândiți-vă că pentru un copil cu dizabilități, orice operațiune de genul, cea mai banală poate, mi se pare mie, să-și închidă nasturii la o cămașă, este un efort, trebuie repetat, trebuie învățat și cu această achiziție trebuie să plece din centru și să o aplice acasă, în mediul lui și pentru întreaga viață. Tot ce se reușește ca și achiziție în copilărie va fi pentru toată viața. Din punct de vedere financiar, tot ce reușim să recuperăm la acești copii și faptul că poate nu o să avem atât de multe familii în care unul din părinți să fie blocat ca și asistent personal al copilului, dincolo de faptul că vom avea, să spunem, o comunitate mai sănătoasă, niște copii mai sănătoși, da, ar putea degreva, de ce nu, și bugetele locale. Am avut ocazia să ajung în centrul de reabilitare Maria Beatriz. Mi se pare extraordinar. Probabil el a fost conceput exact, după cum spuneați, pentru copii, pentru a-i atrage cât mai mult acolo. Ambientul acolo este extraordinar de plăcut. Jocul primează acolo. Acestea vor fi spațiile unde vor lucra viitorii terapeuți, să spunem, sau unde altundeva își mai pot practica meseria în cazul în care nu vor avea șansele să-și deschidă un propriu cabinet, să spunem. Noi ne dorim să încercăm să creăm piața de muncă pentru viitorii absolvenți după experiența țărilor europene. Deci terapeuții ocupaționali în Europa lucrează în domeniul serviciilor de sănătate, deci în spitale, nu numai în spitalele de psihiatrie, în general se lucrează și în spitalele de recuperare, în spitalele de urgență chiar, pe parte de pediatrie, așa cum am încercat noi în perioada asta să învățăm, pe partea de neurologie, pe partea de afecțiuni ortopedice, reumatologie, deci în foarte multe domenii ale aplicației terapia ocupațională în ceea ce privește serviciile de sănătate.
Intenționăm să înaintăm o notă de fundamentare la Ministerul Sănătății pentru a ne sprijini să introducem această profesie într-o organigramă a rețelei de sănătate, astfel încât să intre în acest complex de servicii care practic sunt decontate prin casele de asigurări de sănătate. Asta este un aspect. Un alt aspect ar fi că terapeuții ocupaționali lucrează în domeniul de asistență socială, îngrijirea copilului, în școli, în școlile speciale, dar și în școlile de masă. Asta este un... Exact, să nu vă întrerupeți ideea. Asta aș fi vrut să vă întreb. Îmi spuneți de sănătate. De ce nu aceste centre undeva în școli? Pentru că noi ne dorim foarte mult să aducem acești copii într-un mediu școlar, să socializeze, să interacționeze cu ceilalți copii de vârsta lor și automat să absoarbă de la ei toate capacitățile pe care și le-ar putea dezvolta pe parcurs. Cel mai potrivit loc la școală mi s-ar părea că ar fi. Da, și cred că doriți să aveți copii sănătoși, copii care să învețe într-un mediu care să le protejeze și să le valorifice la maxim corpul. Deci nu cred că vă doriți să învețe copii în școli în care mobilierul este fie prea jos, fie prea înalt pentru copil, astfel încât pozițiile lui sunt vicioase. Cred că nici profesorii și nici părinții nu-și doresc copii care să nu poată scrie repede așa cum scriu alți copii din clasă, numai pentru faptul că instrumentul de scris pe care l-au nu este unul potrivit forței pe care o au la degete. Deci sunt foarte multe aspecte pe care un terapeut ocupațional este îndreptățit să le observe și este pregătit să le observe în aceste medii. Independența în activitățile de îngrijire este un alt aspect și în afară se pune foarte mult accent pe dezvoltarea armonioasă a copiilor, nu numai pentru disciplinele din cadrul curriculei, ci și dezvoltarea pentru viață. Ori asta este, intră în sarcina terapeutului ocupațional, pentru că învățătorul, profesorul are altceva de făcut în cadrul școlii. Există cabinetele respective în școli unde spunem că este logopedul la care pot să meargă elevii cu probleme și nu numai. Și am observat, da, am fost la câteva ore în care, cum spuneați, acel logoped vine la clasă și ține acele lecții frumoase de pregătire, de probabil de implicare a lor în tot ceea ce înseamnă societate. Revenim la Alba Iulia. Studenții de la noi de aici, câți sunt, câți și-au dorit să vină să practice și să învețe această meserie și cam ce va urma în anii care vin? Deocamdată noi în Alba Iulia avem doar anul întâi. Este un an care s-a constituit oarecum mai târziu, cu o aprobare specială a Ministerului. Ei au debutat și au fost înscriși doar în 6 octombrie. Avem oameni care și-au dorit de mult, de ani de zile. Avem personal care a terminat o altă specializare. Avem în moment studenți care chiar au terminat psihologie, cu toate că terapia ocupațională este din domeniul psihologiei, care știau despre ce este vorba și au venit extrem de motivați să învețe mai mult despre terapie ocupațională. Bineînțeles, începând cu acest an, admiterea va fi în mod normal, pe aceleași criterii cu universitatea, se va derula în același spațiu în care se face întreaga admitere pentru Alba Iulia, criteriul fiind cel recomandat de minister, 100% media de la BAC. Avem extrem de multe persoane care aproape săptămânal vin și se informează despre ce înseamnă terapie ocupațională, ce poate să practice. Noi avem speranța și totodată dorința ca aceste prime generații să fie extrem de bine pregătiți, pentru că ei vor fi cei care vor delimita profesia de alte profesii. Este important să lucreze în echipe multidisciplinare alături de medici, de psihologi, de asistenți sociali, de sociologi, de kinetoterapeuți, de logopezi, de orice
specialist care poate să-și aducă un aport în creșterea calității vieții copilului, dar este extrem de important ca aceste prime generații să fie foarte bine pregătite pentru a-și delimita efectiv teritoriul, a-și delimita, a-și apăra munca lor. Noi am trecut prin acest lucru acum aproape 20 de ani, când au apărut primii asistenți sociali pe piața forței de muncă și care, tot așa fiind o meserie nouă, a trebuit să-și construiască o identitate. Și a fost extrem de important ca primele generații să fie extrem de bine pregătite, extrem de curajoase, hotărâte să se asocieze într-o organizație profesională și să-și apere drepturile și, de ce nu, până la urmă meseria. Am văzut-o denumită această terapie ocupațională ca fiind o terapie alternativă. Tocmai în sensul ăsta? Că nu există... Nu, deci chiar nu am putea o numi o terapie alternativă, pentru că alternativă la ce? Înseamnă că ar trebui să fie alte terapii și cu ea vin ca o variantă ajutătoare. Nu, deci este chiar o terapie care are concepte, are o filozofie proprie, are instrumente de evaluare, are un raționament clinic pe care trebuie să îl parcurgi pentru a diagnostica, practic nu a diagnostica nu este corect, ci pentru a identifica problemele de independență în activitățile zilnice, independență ocupațională, și a ajuta persoana cu care lucrez să-și identifice prioritățile. Lucrul ăsta e cam greu pentru noi, avem o altfel de manieră de a gândi lucrurile. Deci nu este o terapie alternativă. Este o profesie ca oricare altă profesie, de altfel este reglementată la nivel european prin directivă generală, alături de profesiile din domeniul îngrijirilor de sănătate și îngrijirile de asistență socială. Deci are regulile ei, există for internațional, european și mondial, un for care are niște standarde foarte bine stabilite și nu de ieri de azi, deci există în toată lumea de aproape 30 de ani și 30 de ani ca terapie ocupațională modernă. Noi suntem foarte, foarte în urmă și încercăm să recuperăm până și, de fapt nu-i corect, până și Africa de Sud este cu foarte, foarte mult înaintea noastră, deși în multe alte domenii considerăm uneori că suntem înaintea țărilor din Africa. Nu, pe partea asta chiar ne-au luat înainte, pentru că ei au fost dornici să aibă oameni care să nu depindă de alții. Și asta face un terapeut ocupațional. Deci este o profesie cu un cod, în codul ocupațiilor din România, și noi încercăm să o implementăm pe picioarele ei, nu ca o terapie alternativă. Am aflat... Dacă îmi dați voie, doar o jumătate de minut, și fără să glumim legat de ceea ce înseamnă persoana cu dizabilități, terapia ocupațională poate fi considerată eventual alternativa la a ține copilul sedat, la a ține izolat, la a ține legat, ori gradul de cultură a unei comunități este sau poate fi exprimat și de modul în care își tratează semenii mai vulnerabili. Deci dacă doriți să definim terapia ocupațională ca alternativă, este alternativă la ceea ce v-am spus înainte. La nu face nimic, la nu face nimic pentru persoanele cu dizabilități sau a face lucruri de calitate și profesionist. Exact asta vreau să vă întreb. În momentul în care știm că avem alături de noi o persoană cu probleme, cine știe ce anume are nevoie și cine recomandă, să spunem, asistarea de către un terapeut ocupațional? Acum, noi vrem să mergem pe precepte foarte bine implementate în România. Cineva trebuie să-ți recomande întotdeauna să te duci la altcineva. În schema noastră știm foarte bine că medicii sunt cei care sunt primii care vin în contact cu persoana bolnavă și sunt și primii care
pot să recomande, chiar medici de familie. Dar pentru asta, bineînțeles că trebuie să, și noi ne-am propus să facem lucrul ăsta, să prezentăm profesia la cât mai mulți specialiști din alte domenii, pentru că ei sunt și cei care pot să recomande îndrumarea persoanei către un terapeut ocupațional. Până la urmă, dacă este să mergem pe partea oficială, încă nu este stabilit nimic în țara noastră pe partea asta, dacă este să o luăm pe linie de intervenție, practic toți cei care aud despre terapeutul ocupațional și știu cam ce poate să facă, pot să îndrume un părinte care este disperat sau o persoană care are în familie o persoană cu un accident vascular cerebral recent instalat sau cu un traumatism. Deci poate să îndrume către un terapeut ocupațional. Acum, probabil că pe viitor se vor stabili și scheme precise, cine la cine trimite. Lucrurile astea sunt în construcție încă și cred că în funcție de locul unde va lucra terapeutul ocupațional se vor reglementa și aspectele astea privind referințele și recomandarea pentru a ajunge la terapeutul ocupațional. Au fost, cred că sunt cam aceleași începuturi ca și în kinezoterapie, pentru că și la început era destul de reticent fie medicul, fie alt specialist să trimită un om către kinezoterapeut. În momentul de față, ați văzut, după 12 ani, cred, au început să se mai miște lucrurile, să ne mai deschidem viziunea și acum oricine știe despre kinetoterapeut. Probabil că același lucru se va întâmpla și cu terapeutul ocupațional. Noi sperăm că într-un timp mai scurt, pentru că nu neapărat că e o dorință meschină sau din egoism, ci efectiv pentru că sunt foarte multe persoane care ar avea nevoie de terapeut ocupațional. Asta e viziunea noastră. Concret, în momentul în care, Doamne ferește, cuiva îi se întâmplă, cum îți spuneați, un accident, să spunem, un simplu accident de mașină, vorbeați că inclusiv în acele probleme de ortopedie, dacă avem rupturi și recuperarea este mult mai dificilă, ar putea, să spunem, un medic să ne recomande o refacere, o terapie, un plan de intervenție, da, care un plan de intervenție care se face cu personalizat ajutorul și în mod normal, da. În spital ar trebui să fie terapeut ocupațional. Și pentru simplu motiv că există persoane care stau o perioadă mai lungă în spital. Se instalează acel hospitalism, se pot ajunge chiar până la depresii. Da. Și atunci acest terapeut ocupațional ar putea să preia, într-adevăr, persoana din perioada în care este spitalizat, pe urmă colaborarea mergând până la recuperarea la maximul potențial la care se poate face. Un terapeut ocupațional practic este și probabil singurul specialist care se va duce inclusiv la domiciliul persoanei respective, va analiza condițiile de mediu și va face un plan de intervenție care să aibă continuitate și acasă, pentru că până la urmă omul respectiv are o perioadă scurtă de existență în spital, viața lui se va derula în continuare acasă, între ai lui, și atunci trebuie să îi asigurăm cât mai multe șanse la independență și acolo. Asta mi-aș fi dorit să aflu exact, concret, în momentul în care, Doamne ferește, sunt pus în fața unui fapt crud și oarecum neplăcut pentru familia mea, cum aș putea să îmi pun un plan și să îl dezvolt în așa fel încât să nu mă afecteze nici pe plan familial, nici pe plan profesional și cu atât mai mult afectiv sau
de altă natură. Terapie ocupațională, foarte multe detalii în câteva minute, într-o oră, să spunem, cu mai multe detalii v-aș ruga să reveniți de fiecare dată când aveți întâlniri și la Alba Iulia. Mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Încheiem așadar emisiunea Alba cu bune și rele. La revedere!